Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a finalizat raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2018 în județul Vâlcea. Din monitorizarea realizată rezultă că la nivelul județului Vâlcea nu s-au depășit valorile limită sau ținta pentru protecția sănătății umane reglementate prin legea numărul 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător la niciunul din indicatorii monitorizați. Poluanții atmosferici monitorizați prin intermediul celor două stații automate, VL1, stație de fond urban, amplasată la grădina zoologică Râmnicu-Vâlcea, și VL2, stație industrială, amplasată pe platforma chimică Râmnicu-Vâlcea, care fac parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, sunt dioxidul de sulf, dioxidul de azot, monoxidul de carbon, ozon, particule în suspensie și benzen, toluen, etilbenzen, xilen. Deși au fost înregistrate depășiri la indicatorii ozon și pulberi în suspensie, acestea se încadrează în numărul de depășiri admise, conform legislației în vigoare, legea numărul 104 din 2011. De aceste depășiri sunt răspunzătoare emisiile provenite de pe platforma chimică, de la centralele termoelectrice care utilizează combustibil solid, șantierele de construcții, din traficul rutier. Situația calității aerului la nivelul județului Vâlcea se află postată zilnic pe site-ul agenției apmvl.anpm.ro, în buletinele de informare a publicului și pe site-ul calitateaer.ro.